Salutare, dragi prieteni! Astăzi a venit timpul să fac schimbul la de ulei la transmisie, la tractor, la Europar 254. Ulei de transmisie de la UTB T90. Bușonul de la transmisie se află sub cupla de remorcare. Să desface bușonul, se lasă să se spurgă uleiul și mai sunt două bușoane, unul la grup la, și la 4x4 pe față, dar unul care vine în jos, la care duce la cardan, la puntea față, acolo și la jumate, dar la jumate nu mai necesită desfăcut, că am pus în pantă ca să se scurgă tot uleiul din el. Trebuia schimbat mai de mult, dar în lipsă de timp nu s-a schimbat. Asta s-a găsit. Asta e pe... S-au găsit niște bucăți metalice. Probabil s-a spart ceva. Dar tractorul trage la fel, nu e. O să trebuiască desfăcut și verificat. Ceva de la rulment. Pare a fi un rulment, în fine. Și asta este pilitura după bușon. Cam 400 de ore. Cam la 400 de ore s-a strâns asta. Pe bușon. Ia să vedem, poate să vede așa, să vede. Să-mi pun camera pe cap. Și să... Să fac ce mai e de făcut. Adică să curăț bușonul. Pilitura asta e normală, dar ce nu e normal, nu e normal bucățile acestea de metal. Va trebui desfăcut și verificat. Să vedem de la ce e, de la ce poate fi. Mai are din când în când un crit, până pleacă după loc, dar l-are în față la discul de ambreiaj sau la ceva până transmisie acolo, dar nu mereu. Acum să vedem. Deci el naibii să fii tu cu bucățile tale de pilitură. Așa arată bușonul curățat, avea ceva pilitură pe el. Îl pun la loc aici. Mai curge ceva. Uleiul pun într-un recipient de 20 de litri, care o să-l bag în cositoare când va fi nevoie. Acum să vă arăt ce bușoane mai trebuie desfăcute. Aici ăsta este cardanul care duce pe la puntea față. Acolo are grisor, se bagă vaselină. Aici vine ulei din transmisie, trebuie desfăcut bușonul ăsta ca să se scurgă tot ce s-a strâns aici jos. Și mai are un bușon la jumate, dar nu mai desfăcut pe ăla de la jumate, pentru că l-am desfăcut pe ăla de acolo din spate și am pus tractorul cu botul în sus și cu spatele în jos ca să se scurgă cum trebuie
Ăsta acum rămâne de lăsat să se scurgă. Pus ulei în bidonul verde. Adică verde și la nou, verde și la vechiu. Așa. Pus ulei acolo. Și după aceea desfăcut. Sau ia să iau eu ceva mai micuț. Să iau o cheie de 14 de cât e asta. Să iau un recipient ca să-l golesc. Parcă avem eu anul. Ia să vedem. Nu ăla de acolo. Avem eu unul. Tot așa. Pentru ulei de transmisie ăsta. Îl pun pe ăsta aici în față. Și să vedem acum cât ce cheie trebuie. Aici e bun? E bun, e perfect. Vedem ce cheie trebuie. Eu zic că e Ia să vedem dacă e un 14. Exact 14 a fost. Da? Dar să iau. Opa, o prelungire. N-are loc asta. Să o bucată. Asta e prea lungă, dar e prea lungă și nu merge. Am patinat cheia, ori s-a desfăcut șurubul, da? S-a desfăcut șurubul. Perfect. Acum ia. Să pun camera, să pe cap nu prea se vede bine. Scurge și ăsta de aici. După aceea se va face schimbul și pe față. Pentru că ăsta fiind mai în jos, ăsta fiind mai în jos decât tractorul, se strânge aici și nu se... Se strânge ulei aici în el și nu se scurge la desfacerea bușonului. De-aia este pus bușonul ăsta aici ca să putem să-l scurgem și pe ăsta de aici. Pe spate, după cum se poate vedea, nu mai curge. Așa. Asta are magnet pe? N-are magnet. O să-l pun aici, pe ăsta. Așteptăm să se scurgă. Și ăsta. Și ăla. Ăla de la jumate n-are rost să-l mai desfac. Dar totuși văd că are și ăla un scăzământ. O să iau să-l desfac și pe ăla. Dar după ce să golesc astea, o să iau să-l desfac și pe ăla. După ce golesc recipientul ăla, recipientul ăsta, duce-le până în ăla.
o să legolesc, o să mă șterg pe mâini, să-mi pun camera la tărtăcuță și să bag, să desfac și bușonul ăla, că deja văd că pe spate nu mai curge, aici nu mai curge așa mult, până desfac eu ăla, tocmai să deci aici îl iau pe ăsta, că nu mai curge, să-l golesc aici. Cam negruț. Uite, mai e pilitură și până asta. Așa, îl pun la loc aici. Mă bag pe partea aia la întâmplă de sud. S-a făcut jumate asta. Ei, cu ăla s-a face jumate. Acum nu mai știu de la ultimul schimb cât intră. Sigur, sigur. Dar vom vedea. Deja nici aici nu mai curge. O să iau să-i pun bușonul. Să iau cărpa să șterg acolo. Aula. Șterg aici și pun și bușonul. Perfect, pe ăsta o să-l iau. Negruț și ăsta. Așa. O să-l strâng după aia pe ăsta. Mă bag eu după aia și îl strâng ca lumea. Ia să eu și pe ăsta. După aici s-ar pun în partea asta. Așa, ăla din ulei în transmisie mai circulă între el, dar asta de aici nu știu eu cât circulă, că stă numai în grup. Ia să vedem de cât e. De cât este asta? Da, ia să vedem, e de 18, nu e de... E de 18. Așa.
care și aici uite. Are magnet, mai are nici asta magnet. Doar ăla mare. Deci, așa. Să știți, dacă vreți să faceți schimbul, trebuie desfăcut bușonul din spate, care vine poziționat aici. Bușonul de ulei principal, după aia bușonul de mijloc și bușonul de aici, de la grupul, de la grupul care pleacă în față. După ce se face schimbul la transmisie, se desfac bușonele astea de aici. Se desface bușonul ăsta de aici. Să desfacem bușonul ăla din partea elantă și să face schimbul și aici în puntea după față. Deocamdată eu filmez cât mă ține bateria sau cât mă ține memorie. Avem o cârpă pe aici, dar nu știu cum am pus-o. Așa. Nu că am gătă, mai face pic, 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 pic. Pic, 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 pic. Atâta costă de aici. Da, o să-l pun aici în spate, că văd că mai picură un pic. Așa. Cu cheie de 18. Nu trebuie strâns forțat. Strâns omenește. După aia s-ar putea, dacă e strâns forțat, să avem surprize, să rămânem cu bușonul în mână. Așa. Oricum bușoanele de aici se vor mai verifica. Deci ăsta de aici a fost desfăcut. Pe ăla de acolo o să-mi pun camera pe cap și o să... Ăsta de aici a fost desfăcut. Da? Ăsta-i bușonul. Să-mi pun eu camera pe cap să mă bag să șterg acolo, că deja pică puțin. Acum eu vă arăt. Voi faceți cum vreți și cum știți și cum credeți voi că e bine, eu fac așa, voi faceți cum vreți. Așa. Să luăm bușorul care e șters, curățat. Bușonul ăsta este o cheie de 24, să ștergi aici.
Deci cu ok, da? 24, am zis corect. Nu știu eu acum cât vedeți voi ce fac eu pe aici, dar... Așa, dar ăsta cu șurubul mai mare folosesc o prelungire, adică o țeavă. Atâta. Și știu că e strâns, știu că nu se mai desface, adică n-am forța ca bou în el. Strâns așa, cât de cât. Aici, cât de cât. La ăsta cât de cât. Și acum ambele bușoane, toate trei bușoane sunt puse, bușoanele sunt puse strânse. Acum mai avem bușonul de umplere, care bușonul de umplere este în cabină. Așa. Bușonul de umplere. Bușonul de umplere este ăsta. Ăsta de aici. Ștergem ca să nu intre mizerie în cutie. Da? Deci ăsta e bușonul. Acum mai rămâne doar să se completeze cu ulei. Așa. Să șterge frumos. Asta este joja, are maxim și minim pe joja, o pun aici și acum facem un felul următor. Ăsta, bidonul ăsta e de 20 de litri. Ăsta care am pus eu în el e de 20. Da? Și este până aici. Acum mă duc să iau, că nu pot să pun cu bidonul ăla mare. Nu pot să pun cu bidonul ăla mare. Iau bidonul ăsta cu care fac eu schimbul. Am unul de motor și unul de transmisie. Și voi pune ulei din asta mare în asta mic. Și cu asta mic voi pune în asta.
este unul de 4 litri. Așa, dacă este de 4 litri, eu zic că vreo 3 dintre astea va mă duc să iau o șurubelniță. Așa nu vrea să iasă. Șurubelniță. Când caut, în tot timpul când caut șurubelniță dreaptă, dau peste stea, era sigur, și în tot timpul când îmi trebuie stea, dau peste șurubelniță dreaptă. Asta e. Băi, dar zici că e un făcut. Hai că am găsit una dreaptă, dar e mic. Hai, vedem. Eu zic că 3. Cam ăla e jumate. Deci, acum bag 3 de-astea, aduc tractorul la să vedem cum pun. Data viitoare să pun mai puțin în bidon. Să nu mai dau pe lângă. Așa, că am zis că să pun mai puțin. Dacă pâlnia n-am mai luat, pune și pe lângă. Așa. Eu așa zic că cam 3 și un pic.
așa. Să mă uit eu la bidoane, să pun lângă altul, să vedem cam cât e. Asta este. Deci, ia să mă șterg pe mâini și acum să iau să mă șterg pe mâini. Să șterg și acolo. Lângă. Și acum să mă uit pe joja. Pe joja o să-mi arate la minim, pentru că e tractorul ridicat cu roțile mai în sus. Ia. Să bag joja. Să vedem. Chiar la minim. Este după ce îl pun pe teren drept. O să vedem dacă mai trebuie completat sau nu. Cam 10-11 litri intră. Dacă ăsta e de 20 de litri și e jumate, 11 litri de ulei de transmisie intră și cât tot ce mai intră 5-6 în asta pe față, ăla e 20 de litri. S-ar putea să mai trebuiască un litru sau doi. Cu tot cu față. O să iau să pun, să dau bidoanele la o parte. Să pun redresorul pe baterie, că îmi face figur bateria. Să pun redresorul pe baterie, să-l pun în plan drept, pe teren drept, și să schimb și la grupul pe față și la, să vedem dacă mai e nevoie să mai completez la cutia de viteze. Deci cam 10-11 litri intră în cutie. Uite câtă pilitura de stanie. Pare că n-a să freacă pinion pe pinion. Asta e. Până data viitoare. Numai bine. Am terminat de făcut schimbul la transmisie. Da? Acum nu mai pot să-l desfacă, l-am strâns cu cheia. Am făcut schimbul de ulei și la puntea față. Aici e bușonul pe unde se alimentează cu ulei. Ăsta se desface cu o cheie de 7. Ca să se scurgă uleiul care e aici.
aici cu o cheie de 14 și în partea alaltă tot așa cu o cheie de 7. Și după aceea, după ce se scurge tot, se completează cu ulei. Eu am băgat și în cutia de viteze și în puntea față 19 litri. Am mai rămas cam un litru, un litru și un pic în bidon. Deci, mai facem o dată bușonul ăsta de aici pentru cutie, ăla de la jumătate și ăla din spate. După aia să pune bușoanele, să pun bușoanele, să completează cu ulei. Cam vreo 13 litri. 12-13 litri intră în asta, în cutie, și vreo 5 aici. Și a mai rămas un bidon acolo pe fund, cam așa. Deci, până data viitoare, numai bine. Mâine mă apuc să curăț rama, să pun parbrizul. După aceea fac o altă ramă de fier de jur împrejur pe partea asta și să pun plasă ca să nu mai dea cu pietre în parbriz. Până data viitoare, numai bine!